suntem înțeleși. Nu știu, 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 nu La orele 18 și 19 minute, detașamentul de pompieri de Iași a intervenit cu autospeciala de descarcerare la un accident rutier produs în localitatea Bunești. La locul solicitării am găsit două autoturisme care au fost implicate în accident. Un autoturism Dacia Logan și un autoturism Peugeot. În urma impactului au rezultat 6 victime, 4 adulți și 2 copii, care au fost luat de echipaj Nissan și transportat la spitalul municipal din Iași la Șidești. Nu a fost necesară intervenția echipei de descarcerare. Lee.